și banat, Dobrogea și tot regatul, Basarabia iubită cu românii înfrățită, o mâche de flori de mai. Ce părere aveți despre integrare europeană? Pozitiv. Pozitiv, dar cunoașteți vreun beneficiu în urma acestei integrări pentru Republica Moldova? Da, cum? În Europa e tot bine. Cunoaște că acolo pensii, salarii sunt da, mai mari decât... Da, salariile mari, pensiile, altă cultură. Mulți consideră cetățenii Republicii Moldova că o cale mai ușoară de integrare europeană este unirea cu România. Asta... Când am și dat-o taxiul, da, unirea. Ce părere aveți despre România ca țară și despre unirea cu România? Aș vrea să fie unire cu România. Susțineți ideea de unire cu România? Vreau unire. Nu vreți să ne unim cu România? Nu aș vrea. Dar de ce? Da, știți... Păi dumneavoastră cunoașteți care sunt beneficiile oferite de către aceasta? Eu sunt născut când cu dânsul și erau tare rei. Rușii erau mai buni când ne-au asprit, ne-au depărtat, ne-au... Au organizat foamea la noi și mulți... Da, au fost deportări. Ne-au deznaționalizat, au fost aduși mulți ruși ucraineni. Păi uitați-vă, România în anul 2018 ne-a oferit și bani, au fost renovate peste 900 de grădinițe, au fost reparate... Nu, mi-e plac, amuie, da, într-adevăr, nu-i nerodă, nu-i lumea și dinainte, am să vă schimbați și rămâne și au fost date autobuse pentru copii ca să circule, bani pentru proiecte ecologice. Despre unirea cu România, ce părere aveți? Ce e cea mai ușoară cale? Unirea cu România, eu nu știu cum. Eu dam fără să vrem și unire. Dam stăt români pe cotri, pe la poartă. Stă de pază în Codrideș, Ștefan cu ai lui Răzeș, Ian cu craiul moților, ești stăpânul munților, pentru noi.